programul acestei seri, la punctul numit Cântarea Corului. Ne face o deosebită plăcere de fiecare dată să aducem slavă lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos, Duhului Sfânt, pentru tot binele pe care ne-l facem fiecare zi, însă cu predilecție, la ocazia aceasta specială a zilei recunoștinței. Am dorit ca lucrul acesta să fie o realitate pentru fiecare inimă și să marcăm momentul acesta ca pe unul special pentru viața noastră spirituală. Înainte ca fratele Laurențiu, care se întoarce din nou pe acasă, așa în fugă, să aibă cuvânt în seara aceasta, aș vrea să remarc cu mare bucurie și prezența studenților noștri, care nu știu cum a făcut, dar parcă s-au vorbit și s-au întors spre casă, cred că. Bine au făcut, nu? Da. Cred că o să le facem abonament ca să-i vedem mereu aici împreună cu noi. Ne bucurăm pentru oaspeții noștri și remarc cu mare plăcere prezența Mie aici. Mie, bine ai venit! Ziceam data trecută că poți să te simți acasă, așa că mâinii cred că ne și spui câte ceva, da? Înțeleg că ești cu o misiune foarte importantă aici. Va fi și Marta după amiază, cel puțin. Marta? După amiază. S-ar putea. Dimineață la Speranță și după amiază aici. Da. Ai grijă tu să ne diezi. Da. Dacă rugăciunile noastre se vor uni în recunoștință, în laudă către Dumnezeu și în cerere ca sabatul acesta să fie unul deosebit de laudă și recunoștință la adresa Domnului, cu siguranță aceste rugăciuni vor fi ascultate. Pentru că și Duhul mijlocește pe lângă inimile noastre pentru a înălța acele rugăciuni potrivite, ca o jertfă de laudă la adresa Domnului. Apostolul Pavel spunea un cuvânt într-o împrejurare în a doua carte a Corintenilor, vorbind despre ceea ce însemna dărnicia macedonenilor și spunea așa: Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris, a împărțit, a împrăștiat, a dat săracilor și neprihănirea lui rămâne în veac, nu se termină niciodată. Cel ce dă semânță semănătorului și pâine pentru hrană, să vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat, și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumirii lui Dumnezeu. Așa ar trebui să fie starea de spirit a creștinului. Mai departe spunea apostolul, căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care o mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Ce inimă avea omul acesta? Tare aș vrea să am și eu această inimă. Și cred că este posibil. Și poate că ziua recunoștinței ne apropie mai mult de ceea ce înseamnă jertfa de laudă la adresa Domnului care se îngrijește de noi în orice situație a vieții noastre. Frate Laurențiu, ne bucurăm mult că sunteți cu noi. Așa, după obiceiul dumneavoastră, cred că începem cântarea, da? Așa. Vă rugăm să preluați cuvântul și să ne apropiați de Domnul în această seară, inspirat și ajutat de puterea Lui Divină. Amin. Pacea Domnului, fraților și surorilor, dragi tineri, dragi copii. Pacea Domnului. De fiecare dată când salut biserica, nu numai la Bacău, și în alte biserici, doar câțiva, unul, doi, așa, nu cumva să deranjeze atmosfera din biserică. Dar atunci când toată biserica participă și salută, atunci înseamnă că ceva pulsează, e ca un tot unitar. Laud pe Domnul pentru că
mă aflu din nou la Sabatul Recunoștinței, la Bacău Centru. O biserică păstorită 7 ani, care au zburat și se pare că după cei 7 ani de pastorație aici, au mai trecut încă vreo aproape 7. Trece timpul. Și odată cu timpul trecem și noi. De aceea, sabatul acesta al recunoștinței este sabatul în care să-i dăm lui Dumnezeu toată cinstea. Pentru că ceea ce suntem și ceea ce putem deveni se datorează harului său și puterii sale. Dumnezeu să fie lăudat pentru sabatul acesta. Amin? Amin. Amin. Ați aranjat atât de frumos totul aici și atunci când am intrat, mi-au tras atenția cele două tablouri de aici din spate. Înseamnă că acest sabat al recunoștinței trebuie să creeze în mintea noastră niște tablouri. Niște tablouri care să rămână frumos agățate pe peretele sufletului nostru. Și să ne uităm la ele, să le privim, să le contemplăm și să ne aducem aminte că Dumnezeu e bun. Dumnezeu este bun. Lucrul acesta e o realitate precum este realitatea însăși a lui Dumnezeu și existența sa din veșnicii. De aceea trăim astăzi, de aceea mișcăm, de aceea putem să lăudăm pe Domnul la mandoline, putem să cântăm, să ne rugăm, să ne exprimăm recunoștința, pentru că Dumnezeu e bun și bunătatea Lui durează în veci. Aș dori să vă invit să cântăm câteva cântări la început și aș dori să vă invit să cântați. Deci cu adevărat să cântați și să vă bucurați de întâlnirea cu Dumnezeu în seara aceasta. Vă invit să cântăm imnul 283 ca o cântare ce ne introduce cumva în atmosfera acestui sabat al recunoștinței. Pentru că această cântare se intitulează Pe aripi de vultur. Este modul în care Dumnezeu ne-a purtat și în acest an. Chiar în timp ce cântam, rememoram momentul de acum un an când mă aflam vineri seara la biserică. Și încă o dată întrebarea firească sau nefirească, nu știu cum o catalogăm fiecare, cum de-a mai trecut un an atât de repede. Anii trec, haideți să lăudăm pe Dumnezeu cât încă mai avem glas, cât încă mai avem putere și forță. Pe aripi de vultur purtat. Stați drepți în bănci și cântați cu toată inima. Pe aripi de vultur purtat, peste ultimul val de urgii, purtați un prin har și credință, purtat până în veșnicii. Peste munți, peste băi și crăpăstii, tot mai sus în cerul înalt, aripile stai ce mă poartă. Cu tine, Iisus,
Amin. Ce frumoasă e cântarea aceasta. Da, cu adevărat mișcătoare. Dragii mei, următoarea cântare, să știți că eu am venit pregătit. Ați văzut și cântarea deschidere a fost 900. Vă gândeați, ce-o fi la 900? Imnul 844, puțin mai jos de 900. Imnul 800, și dacă are cineva în seara aceasta o cântare care ar vrea să o cântăm, va veni și momentul acela. 844. Când vom trece noi odată în pământul adorat? Mișcat. Când vom trece noi odată în pământul adorat, nu vă aud. Încetat, haideți coriști. Noastră vom vedea când vom fi la Dumnezeu, pentru ea cu înfocare a rugat și Domnul meu, vrei și tu să fii acolo. Ca-n mărire corpul nostru pieritor și vom fi toți la privire ca Iisus al vieții Domn. Ce-am stăcat o viață întreagă, acolo se va împlini, toți cu fruntea încununată, fericiți și sfinți vom fi. Patria noastră vom vedea, întreaga fire, domnesc ai luminii fi. Patria noastră vom vedea când vom fi la Dumnezeu, pentru ea cu înfocare a luptat și Domnul meu. Ce cântare frumoasă, ce bine a sunat! Parcă ne se duce toată zgura săptămânii, se duce și piatra, se duce și betonul din inimile noastre, se duce tot ce ne-ar putea reține să trecem peste oboseală și să ne bucurăm de sabatul acesta pe care l-am numit al recunoștinței. Aș dori să fac o paranteză și aș dori să-mi exprim dorința ca mâine după amiază, în cadrul programului, în care noi toți cei care avem un cuvânt de recunoștință să-l adresăm Domnului sau vreunia dintre noi, până la urmă ar trebui să învățăm, să știm să ne mulțumim și unii celorlalți,
în anumite momente. Aș dori ca veteranii Bisericii Bacău Centru, nu știu cine va lua inițiativa, aș dori ca veteranii Bisericii Bacău Centru să cânte cel puțin o cântare. Sunteți de acord? Da. Țin minte că atunci când eram aici cu dumneavoastră, când păstoream biserica de aici, într-o după-amiază am avut corul veteranilor și n-a fost nimic programat, nimic regizat, ci pur și simplu i-am chemat în față, era fratele Vrânceanu, care era sufletul lor și dirijorul, și am spus, frate Vrânceanu, vrem să-i ascultăm, și au venit toți veteranii aici în față și au lăudat pe Dumnezeu. Am fost în urmă câteva sabate cu fratele Florin, cu fratele Istrate, la Cernăuți. Și acolo am ascultat un cor. De fapt, nu era un cor. O piesă muzicală cântată de câteva surori în vârstă. Au cântat atât de duios că ne-au dat lacrimile la toți. Era exprimarea recunoștinței pentru atâția ani pe care Domnul i-a călăuzit în biserica de acolo, de la Cernăuți. Așa că, dragi veterani ai Bisericii Bacău Centru, nu știu care dintre voi va lua inițiativa. N-am vorbit nici cu fratele Pavel, nu i-am spus nimic. Dar mâine după amiază, vă rog, mâine la prânz, faceți o repetiție dacă considerați că sunt atât de multe cântări vechi pe care le-am putea asculta cu atât de multă sensibilitate și frumusețe, sora, care ar putea să fie cântate. Sora Cașcavaș, fratele Nicolae, ar putea să-i ajute. Sigur că da. Dar am dorit ca veteranii să cânte mâine după amiază. Sunteți de acord? Da. Cine-i de acord să ridice mâna dreaptă sus? Bun, mulțumesc. E un punct din program. Așa că, frate Pavel, programul deja am început să-l facem. E aproape făcut. Îl facem din seara aceasta. Da. Bine. Fraților și surorilor, mai cântăm o singură cântare. Dacă e cineva care dorește să cântăm o cântare. Ia să vedem mâna în spate. Acolo deja am văzut-o. 232. După care deschidem și cuvântul Domnului, pentru că nu vreau să vă țin prea mult, sunteți obosiți, dar vreau să plecați obosiți, dar fericiți de la biserică. 232. Iisus și eu ne-am întâlnit la cruce. El a murit, iar eu am fost salvat. Haideți să o cântăm. Vom sta și bucurii.
Mântuirea ne va fi de plină. Iisus și eu nedespărțiți vom sta. Amin. Dragii mei, aș dori să vă invit să vă plecați capul așa cum stați și să înălțăm o rugăciune. Iubite Tată, încă o dată venim în seara aceasta înaintea Ta, în sabatul Tău cel sfânt, pentru a-Ți mărturisi, pentru a nu știu câta oară, Doamne, că suntem dependenți de Tine. Pentru tot ce înseamnă viața noastră, pentru tot ceea ce înseamnă lucrarea și slujirea noastră, familiile noastre, umblarea noastră, Doamne, toate Ți se datorează bunătății Tale. În cuvinte omenești, dorim ca sabatul acesta să primești recunoștința noastră și dorim din toată inima să primești cel mai frumos dar pe care ți-l putem oferi. Inima noastră, care e nevrednică, ia-o, Doamne, așa cum este ea și transformă. Prin cuvântul din seara aceasta, atinge-ne și Duhul Sfânt să vorbească inimilor noastre. Vrem să plecăm de aici, Doamne, bucuroși de întâlnirea cu Tine și unii cu alții. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Dragii mei, deschid cuvântul lui Dumnezeu în această seară. În 1-a epistola lui Petru, și-aș dori să citesc de aici, de la capitolul 4, de la versetul 7 până la versetul 11. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7 până la versetul 11. Și aș dori să îmi spuneți, după ce vom citi acest pasaj biblic, despre ce ne va vorbi Dumnezeu în seara aceasta? Am dat titlul cuvântului din această ocazie, Deschide ușa, deschide inima. Să citim. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7 până la versetul 11. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Deschide ușa, deschide inima. Sunt multe subiecte în pasajul acesta pe care l-am citit. Chiar prea multe. Dar am ales să le citesc pe toate pentru ca să vedem încotro ne duce gândul. În funcție de ceea ce am citit și de titlul prelegerii din seara aceasta, deschide ușa, deschide inima. E un subiect care în ultima perioadă de timp nu este abordat în predicare. E un subiect practic care ține de viața creștină, de viața bisericii. Și este evitat de multe ori. Și este evitat datorită firii noastre, pământești. Este evitat datorită timpului pe care îl trăim. Să fie oare rugăciunea? Să fie oare dorința Domnului să fim treji și de veghe? Toate sunt subiecte despre care se predică și se vorbește. Însă ceea ce aș dori să predic în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, se găsește în versetul care credeți? Intuiește cineva? Versetul 9. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără
cărtire. Puteam să-l citesc numai pe acesta. Însă, dragii mei, subiectul acesta nu prea este predicat. Și a cui e vina? A mea. A mea. Fiții mei, trăim într-o lume din ce în ce mai impersonală. Simțiți lucrul acesta? Trăim în niște vremuri în care relațiile sunt din ce în ce mai impersonale. Dacă sunt la o companie de televiziune, dacă sunt la o companie de gaz, dacă sunt la telecom, dacă sunt la nu știu unde, nu-ți va răspunde cine? Un funcționar, o persoană, un om. Ce-ți va răspunde cine? Un robot. Un robot care ce spune? Spune așa, ați sunat la... E.ON Gaz. Pentru asigurarea calității serviciilor, această convorbire va fi înregistrată. Apăsați 1 pentru, și stai și asculți acolo toată polologia, apăsați 2 pentru și până s-au terminat tastele și după aceea o muzică pe fundal și stai și aștepți să-ți răspundă până la urmă cineva. Dacă. Dragii mei, contactul interuman se diminuează. Și relațiile noastre sunt din ce în ce mai pe fugă. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, în 2015, ne spune că noi trebuie să fim cum? Primitori de oaspeți. E, cam până aici. Tranzacțiile la bănci sunt online. Nu trebuie să te mai duci, să-ți plătești facturile, le plătești de unde? Prietenul nostru, calculatorul. Și nu vorbesc de alții. Vorbesc de mine. Că nu trebuie să mă mai duc la ghișeu, să stau la rând, să... De acasă, cu tokenul acela mic, ai plătit totul. Și stai liniștit acasă. Și plătești și la 12 noaptea, și plătești și la 10 seara, când vrei. Cadourile le poți cumpăra și de pe unde. Și alte cumpărături, de pe internet. Și îți vin acasă, în siguranță, ambalate, plătești transportul, dar l-ai cumpărat de pe internet. Dialogul, comunicarea, e unde? E pe internet. Și nu vorbesc doar de cei tineri. Au început și cei care sunt mai în vârstă să butoneze jucăriile acestea fantastice, numite smartphone sau iPad sau tabletă, oricum i-am zice. Trăim într-o societate grăbită și extrem deficientă. Aceasta este realitatea. Societatea în care trăim este societate grăbită și extrem deficientă. Pentru că cu cât graba e mai mare, cu atât ai mai multe de rezolvat și cu cât le rezolvi mai repede, cu atât poți câștiga ce? Mai mult? Mai mult timp. E o continuă alergare după ce? După timp spre a rezolva mai multe și mai multe lucruri. Trimitem e-mail-uri, trimitem SMS-uri, avem programe și aplicații numite Viber, WhatsApp, avem uși la garaje cu telecomandă. Dacă am putea să facem tabloul, vedeți, avem 2 tablouri, dar acestea sunt tablouri de recunoștință. Dar tabloul lumii noastre este că trăim într-o lume extrem de grăbită, eficientă, dar din ce în ce mai impersonală. Știți care este motoul de astăzi?
Și mă refer la motoul nu celor din afara bisericii, ci la motoul nostru. Pentru că cuvântul acesta Domnul l-are pentru noi. Și Dumnezeu spune, fiți primitori de oaspeți. Motoul nostru astăzi sună așa. Eu te las pe tine în pace, tu mă lași pe mine în pace. Alergăm 6 zile până când nu mai putem. Iar în sabat vrem să fim cum? Liniștiți. Să ne odihnim fizic, spiritual. E ceva rău în asta? Nu. Dar motoul funcționează atât de bine și a început să funcționeze de ceva ani în Biserica Adventistă și între noi. Motoul acesta în sabat și nu numai, chiar în cursul săptămânii, ce să mai vorbim? Eu te las pe tine în pace, tu mă lași pe mine în pace. Iar cuvântul Domnului care spune fiți primitori de oaspeți și nu oricum. Fără. Dar nu oricum să fiți. Fără cârtire. A trebuit să iau. Nu i-a luat nimeni. Și a trebuit să iau eu. De ce o fi eu singurul care iau la masă? Dragii mei, Dumnezeu dorește ca noi să fim o excepție în tabloul acesta pe care l-am zugrăvit. Poate în puține cuvinte. Dumnezeu dorește ca noi să fim excepția. Nu contează cât loc ai în casa ta. Nu contează câți metri pătrați are apartamentul tău și al meu sau casa în care locuim. Ceea ce contează pentru Dumnezeu sunt metri pătrați de iubire creștină de unde? Din inima ta și din inima mea. Oare credeți că vom fi judecați și din perspectiva acestui cuvânt al lui Dumnezeu la judecată? Fiți primitori de oaspeți, dar fără să cârtiți. Ci să o faceți cum? Să o faceți cu bucurie și cu drag, că-ți calcă cineva pragul. Spunea cineva într-o ocazie, de curând, a fost invitată persoana respectivă la cineva într-o ocazie, a stat câteva zile și spune când a intrat pe poarta casei și când a intrat în casă, totul era în curte, era impecabil. Era ca în reclamele acelea frumoase care le vedem noi și care totul este cum? În casă de asemenea, totul era, îți era frică să te așezi? Îți era frică să dai drumul și la apă, să nu stropești pe acolo? Aveau de toate. Și zilele cât a stat la familia aceea, îmi spunea și mă spunea, frate, am stat ca pe ghimbi. Aveau, totul era la superlativ. Dar abia am așteptat să plec. Da. Fiți primitori de oaspeți. Dumnezeu dorește să știe în inima fratelui Laurențiu câți metri pătrați de iubire creștină și de bunătate și de recunoștință este față de Domnul pentru tot ceea ce ne dă și câți intră la mine în casă. Spunea fratele Lucian Cristescu, pun-o pe soția mea să vorbească. Cade la amvon. Nu poate. Însă, ca să invite pe cineva la masă, e prima care o face. Eu poate nu sunt chiar, mă simt foarte confortabil că invită, da. Întotdeauna, lucrarea pe care spune a făcut-o ea de-a lungul slujirii noastre pastorale, invitând la masă pe unul și pe altul,
Rezultatele slujirii ei, în felul acesta, sunt mai temeinice și mai profunde decât rezultatele slujirii mele ca pastor și predicator al Evangheliei. E mărturia dânsului. Iubiții mei, înainte ca biserica primară să aibă amvoane și bazine de botez, au avut un singur lucru. Au avut bucătării și săli de mese. Spune cuvântul treaba asta? Da. Și vă dau câteva exemple din Filimon 1 cu 1 și 2. Către prea iubitul Filimon și către biserica din casa lui. Biserica din casa lui. Și cum arată o biserică din casa cuiva? Vă întreb un lucru. Sunteți membri și suntem membri, că și eu sunt membru aici, suntem membri unei biserici mari. Însă când te duci într-o biserică mică, undeva la țară, și acolo la prânz, oamenii nu se mai duc acasă, ci se retrag într-o cameră, dacă o au, și scot fiecare ce au adus. Și mănâncă acolo împreună. Cum e atmosfera? E bucurie, e părtășie, e unitate. Înainte ca bisericile, biserica primară și bisericile de atunci să aibă amvoane și bazine de botez, baptisterii au avut bucătării și săli de mese, pentru că biserica era în casa cuiva. A, avem și noi bucătărie. Da. Cât o folosim? Sabatul recunoștinței, la Sfânta Cină, când mai facem câte ceva și în alte ocazii, poate. Roman 16 cu 3. Spuneți sănătate Prisciliei și lui Acuila și bisericii care se adună unde? În casa lor. Coloseni 4 cu 15. Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Și mai are Domnul un cuvânt pentru prezbiterii bisericii. 1 Timotei 3 cu 2. Prezbiterii să fie cum? Primitor de oaspeți, fără cârtire. Generația de creștini a fost un amestec. Biserica primară. Un amestec de culturi și pături sociale. Atunci când Petru a predicat la Rusalii, aproape 15 naționalități, oameni din 15 naționalități, au ascultat cuvântul predicat. Erau acolo evrei și neevrei. Erau acolo sclavi și erau stăpâni de sclavi. Și stai și te întrebi, cum a fost posibil ca toți aceștia, strânși în biserica primară, să se înțeleagă? Veniți din atâtea părți. Ce i-a făcut? Ce i-a făcut? Ce i-a determinat să se înțeleagă? Mesajul crucii lui Iisus Hristos. Iisus a înviat și, în al doilea rând, casa lor. Deschide ușa, deschide inima. Iar noi spunem, eu te las pe tine în pace, tu mă lași pe mine în pace. Fiți primitori de oaspeți. Haideți să fim sinceri și să ne gândim, cât ne mai vizităm noi unii pe alții? Între noi, familiile bisericii, familiile din biserică, prietenii. Nu putem fi, poate, prieteni cu toți. Dar avem o familie, două, trei, cinci, zece, poate mai multe, care ne sunt prieteni. A, ne mai vizităm când? Mai facem o întâlnire sâmbătă seara, mai facem una, poate, într-o duminică. E bun. Dar de câte ori se întâmplă lucrul acesta? E acesta un obicei? Și mai spune Domnul un cuvânt. Dacă faceți lucrurile acestea între voi, dar noi nu le mai facem nici între noi. Aici e problema, că nici între noi nu le mai facem. Iar Domnul spune și merge mai departe în ecuația aceasta a slujirii practice din viața bisericii și spune, dacă faceți lucrul acesta între voi, ce lucru neobișnuit faceți? Pentru că zice Domnul așa, adun casa ta pe cine? Pe văduvă, adun casa ta pe orfan,
adu-n casa ta pe străin. Pe străin? Eu vorbesc de mine. Credeți că mi-este confortabil să iau un om care, după ce l-am întâlnit odată sau de două ori, care e străin, să-l iau la masă? Nu te simți confortabil. Nu prea. Îmi amintesc de un bătrân pe nume Nichifor. A luat la el acasă un om sărac, un om. Un străin, a venit la biserică, n-avea unde să stea, l-a luat la el acasă. Și când a plecat, i-a dat și plapuma. Și a spus, dar de ce îmi dai mie plapuma? Nu erau pe vremurile acestea când i-ai dat-o și fugi imediat până la Selgros și iei alta, iei o dună sau altceva. Nu-i problemă. Era pe timpul când plăpumile nu erau atât de simplu de procurat și de confecționat. Și el a spus, ia-o tu că mie îmi dau mai repede frații una decât ți-ar dau-o ție. Da, e o realitate. Fiți primitori de oaspeți, fără cârtire. Dacă o faci, fă-o cu bucurie. Că de aia te-a binecuvântat Dumnezeu și pe tine și pe mine și ne-a dat tot ce avem nevoie. Dar tot ce avem nevoie, nu e nimic din ceea ce am dorit să avem și trebuincios pentru viața aceasta și Dumnezeu nu ne-a dat. Ceea ce pentru tine este sărăcăcios sau nu ești pregătit, pentru celălalt poate să fie un regal. Poate să fie o masă împărătească. Avem atâtea exemple în Scriptură de oameni care au fost primitori de oaspeți. Mă gândesc la Avram. Știți ce a făcut Avram? Păi Avram nu era oricine. Avram era un om de vază. Și ce a făcut? Le-a slujit. Cine? El. Știți ce am descoperit? Vă voi spune mai încolo. Rahav a fost primitoare de oaspeți? Da, a fost. Marta și Maria l-au primit în casa lor pe cine? Pe Domnul Iisus. Zacheu l-a primit în casa lui pe Mântuitorul. Și mai spune cuvântul în Matei 26:18, Domnul îi trimite pe ucenici la cine? Ca să mănânce ultima masă și să-i pregătească odaia. Cum îl numește Scriptura acolo în Matei 26:18? Duceți-vă la cutare om. Cutare. Acest cutare sunt eu și cu tine. Și omul pregătește fără să ceară mai multe detalii, fără să facă meniul, fără să se intereseze. Nu, pune ce are la dispoziție cu toată bucuria și Domnul ia acolo masa. Știți ce am observat la toți? Revin la ceea ce am spus anterior. La toate aceste exemple, la toate aceste persoane, toți care au fost primitori de oaspeți, ce au primit? Au primit binecuvântare? Au primit. Ce a primit Avram? A fost primitor. Ce a primit? A primit un fiu. Chiar dacă și-a permis să facă o sincopă în toată treaba asta. Și priviți ce a însemnat sincopa aia de atunci, astăzi. Sincopa lui Avram. Ce înseamnă astăzi? Islamul. Mă gândesc de asemenea la Rahav. Ce a primit Rahav? Pentru că a fost cum? Și-a deschis inima. A fost primitoare. Ea a adăpostit pe solii Domnului. A primit ce? Viața. În dar. Mă gândesc la Maria și Marta. Ele au deschis casa pentru Iisus, iar Iisus a deschis ce? Mormântul pentru Lazar. Pentru ele. Și l-a înviat pe Lazar. Zacheu. Ce a primit Zacheu? L-a primit în casa lui, așa cum era. Ce a primit Zacheu? Astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Nu se poate să fii primitor de oaspeți și să nu fii binecuvântat. Pentru că spune cuvântul în Matei 10:40, spune Domnul, cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Adică pe Dumnezeu Tatăl îl primești
în casa ta. În casa ta. Iubiții mei, în jurul mesei se întâmplă ceva sfânt, ceva unic. În jurul mesei. Atunci când stai la masă cu frații tăi, cu străinul care poate l-a invitat și ți-ai luat inima în dit și l-a invitat, cu vecinii tăi sau cu cei dragi ai tăi, ceva ce nu se poate întâmpla aici în biserică. Ceea ce se întâmplă la masă nu se întâmplă aici în biserică. Și vă dau câteva exemple. La biserică vezi doar ce a face celuilalt. Da. Da, și te uiți, vezi vorbitorul, vezi ce se întâmplă, corul, dar vezi ce a face celuilalt. La masă ce vezi? La masă stai față în față cu el. La masă vezi, îi vezi mimica, îi vezi bucuria, îi vezi tristețea, îi auzi inflexiunile vocii, îi asculți durerea, îi asculți păsul. E ceva ce se întâmplă și care pune într-o relație niște oameni. La biserică am stat liniștit și poate a fost ocazie în experiența noastră în care chiar la biserică, când am venit, am văzut doar ce a face celuilalt și nimic altceva. Și asta e dureros pentru noi ca și adventiști de ziua șaptea. Un alt exemplu. În biserică vorbește o singură persoană, în speță eu de data asta. La masă. Ce face șederea la masă? Dezleagă limba. Omul începe să vorbească. Poate la biserică n-a zis nimic. Poate a venit acolo frământat și îndurerat. Poate a venit acolo în urma unui divorț. Poate a venit acolo în urma unui deces sau cuiva drag. L-ai luat la tine acasă. Poate n-a zis nimic. A stat poate ca vameșul și a spus: Doamne, ai milă de mine. În jurul mesei se deschide. În jurul mesei începe să spună, începe să vorbească. Oare câți din cei care au venit și au luat timp aici, oaspeții care sunt, să avem un ochi deschis pentru oricine ar vizita biserica aceasta și să nu fie niciun om la biserica de la Bacău Centru care să stea undeva într-un colț în curtea bisericii, pentru că nimeni nu se duce să vorbească cu ei și nimeni nu se duce să invite la masă. Au fost și situații din acestea. Dacă au fost, e dureros. Și dacă au fost, nu trebuie să se mai repete. Fiți primitori de oaspeți, fără gârdire. În biserică, serviciile divine au un anumit orar. Deja vă uitați la ceas, e ora 8, aș și zis că nu ne ține mult, termin imediat. La masă, nu spui, începem la și un sfert, la fără un sfert trebuie să încheiem masa. Nu. La masă, termin când termin. N-ai un anumit orar și se întâmplă lucruri atât de frumoase. Ai timp de discuții. Spunea cineva într-o ocazie, nu este o întâmplare că există o similaritate, o similitudine, mai bine zis, între două cuvinte care vin din latină. Ospitalitate, care are în componența lui un alt cuvânt. Care este acela? Spital. Și spunea, nu este o pură întâmplare că ambele cuvinte și ospitalitatea sau ambele acțiuni, ambele semnificații, ospitalitatea și spitalul, aduc ce? Aduc vindecare. Mi-a plăcut foarte mult. Și ospitalitatea aduce vindecare sufletească. Spitalul aduce vindecare, poate mai mult, trupească. Ne-ar face plăcere să veniți la noi la masă astăzi. Când ați auzit ultima dată cuvântul acesta? Păi am discutat cu vreo 2 săptămâni înainte, am programat. Uite că Dumnezeu ne spune să fim primitori de oaspeți și fără programare. Că suntem din nou setați pe relații de care? Programate. Totul să fie cum? Discutat și nu-i rău. Că așa-i timpul, că suntem plecați, că trebuie să ne pregătim, e adevărat. Dar atunci când ai făcut o mâncare de sabat și n-aștepți musafiri,
și trebuie să iei niște musafiri la tine, îți mai pui problema? Îi iei cu bucurie? De regulă, noi bărbații nu avem o problemă la capitolul acesta. Asta e foarte real, foarte adevărat. Ce avem, mănâncă. E, soțiile sunt altfel. Dar și aici trebuie un pic să facem o diferențiere și chiar citeam alaltăieri legat de subiectul acesta. Divertisment și ospitalitate. O diferențiere foarte interesantă. Divertismentul este, pune accentul pe ce? Când aștepți musafiri. Pe casa ta. Pe ceea ce ai amenajat, pe cât e de frumos, pe cât sunt culorile de asortate, pe cât e de nouă mobila sau parchetul sau toate, pe cât de ai făcut renovare de curând, divertismentul. Omul să vadă ceva la tine. În timp ce semnificația ospitalității este care? Slujirea. Ești primitor de oaspeți pentru că vrei să slujești unor oameni care poate nu au mâncare la ei. Au venit în vizită și le oferi ce ai, dar le oferi cu toată inima. Vă amintiți, poate au fost momente și în viața noastră când am fost luați la masă de cineva, dar haideți la mine astăzi, nu sunt pregătit, dar haideți la mine. Și a contat mai mult, nu mi-aduc aminte, niciodată nu îmi voi aduce aminte de ce mâncare am mâncat. Ci întotdeauna mi-amintesc de ce? De comportamentul gazdei. De bucuria de a mă primi, de faptul că a pus pe tavă și a pus sufletul pe înaintea noastră și a zis ce al meu e și al vostru. Vă dau ce este aici și ce am pregătit. Să facem un eveniment din a invita pe cei dragi, pe frații noștri, pe străini, pe văduve, pe orfani în casele noastre. Pentru ei poate fi un adevărat regal. Porțelanurile, că n-ai zugrăvit pentru momentul acela, adevărat, trebuie să fie pregătit totul. Dar haideți să punem în practică ceea ce spune Dumnezeu aici. Fiți primitori de oaspeți, dar fără cârtire. Spune că s-a dus un pastor la masă la cineva într-o ocazie. L-a luat la masă și mama, sora spune, fetiței, fetița mică, roagă-te tu. Fetița luată pe nebunie, și ce să zic? Zic ce am zis eu, ce zic eu de obicei. Și cum s-a rugat fetița, o, Doamne, cine m-a pus să-l mai invit și pe pastor la masă cu ocazia aceasta? Cât o fi poate realitate, am citit-o ca o ilustrație. Însă am descoperit un lucru, mă apropii de încheiere. Cer scuze pentru depășirea celor 5 minute. Am citit un lucru, de fapt am văzut un lucru. Doi tineri au făcut un experiment și s-au dus să ceară de mâncare de la oameni înstăriți care stăteau la masă la restaurant. Nu le-au dat de mâncare. I-au gonit de acolo. După aceea s-au dus și au cumpărat o pizza mare și unul dintre ei s-a dus și a adus-o unui om al străzii. Ia-o și mănâncă-o. Iar prietenul lui, după vreo 10 minute, în timp ce omul străzii mânca cu poftă, era înfometat, vine îmbrăcat mai ponosit și el, tot ca un așa, și spune, se așează lângă el și încep să vorbească și în discuție e foame. Imediat, omul acesta al străzii ia o bucată de pizza și o dă și mănâncă amândoi. E extraordinar. Și am mai văzut săptămâna aceasta pe internet un experiment interesant. Un activist de la un ONG și-a pus niște ochelari. Poate l-ați văzut. Care a testat faptul că omul e orb și cu un baston în mână și cu un bilet de la loterie câștigător cu $500. Să testeze cinstea oamenilor. S-au dus în cartierele cele mai bogate și a spus, eu nu știu, am auzit, mi-a zis cineva că e câștigător, așa este? Am câștigat $500?
Și interesant că unul dintre ei, filmat, spune, nu e câștigător. Nu. Păi dă-l încoace. Nu, ci că lasă că-l arunc eu. Și s-a dus într-un cartier unde erau oameni săraci. Și au spus, mi-a zis cineva că e câștigător, am câștigat $500. Extra, frate, ai câștigat $500, așa este. Să bucura pentru el. Da, uite așa sunt valorile încurcate astăzi de cel rău. Închei, frații mei și surorile mele, cu gândul acesta, când frângi pâinea, îl recunoști pe Iisus Hristos încă o dată în viața ta. Când l-au recunoscut ucenicii care mergeau către Emaus pe Iisus? Când a frânt pâinea. Când frângi pâinea în casa ta, cu frații tăi, cu prietenii tăi, cu văduvele, cu orfanii și cu străinii, îl recunoști încă o dată pe Hristos în viața ta. Și asta vine datorită și în urma recunoștinței că suntem salvați, suntem mântuiți de același Dumnezeu minunat, care ne-a binecuvântat cu tot ceea ce avem nevoie pentru viața aceasta, dar și pentru viața viitoare. Fiți primitori între voi, fiți primitori de oaspeți, oricare ar fi oaspetele acela, fără cârtire. O inimă recunoscătoare lui Dumnezeu întotdeauna se va deschide. Să facă bunul Tată din ceruri ca inima mea și inima ta să fie mai deschise către cei care au cu adevărat nevoie de o privire caldă, de o mână întinsă și de o speranță pentru viața lor. Dumnezeu să fie cu noi și să ne binecuvinteze în acest sabat cu pace, cu liniște și experiența aceasta de slujire practică să facă parte din viața noastră. Mai mult și mai mult. Amin.